Salutare oamenii mei și bine ați venit la un nou episod de Unusual Reacts. Eu sunt, evident, Unusual, iar astăzi o să ne uităm la un trailer cu gameplay din Diablo 4. Știu, a mai fost un episod acum ceva episoade, cum sună, dar de data asta vorbim despre gameplay din Vessel of Hatred, spre deosebire de acel episod care era despre noua clasă Spiritborn. Ăsta este despre expansionul care urmează să fie lansată în 8 octombrie de către Blizzard și care aduce ceva modificări în joc. Printre altele, inclusiv la leveling și așa mai departe, dar nu despre asta este vorba aici, ci despre acel episod, despre acel trailer cu gameplay din noul expansion. Haideți să vedem împreună despre ce este vorba. Da, deci e vorba, după cum vedem, despre strict despre partea respectivă cu Vessel of Hatred, un teaser oarecum așa, pentru că nu cred că o să ne dezvăluie ei din acțiunea, din ce va avea loc acolo, dar un teaser la ceea ce urmează. Întâmple. Venture into the Dark Jungle. Da, avem o nouă regiune, iată, da, care va apărea în joc. Sunt curios unde anume pe hartă or să o pună. Dacă nu, cumva o pun undeva total departe, ruptă de lumea pe care o știm noi acolo, tot parte din Sanctuary, evident, dar în cu totul altă parte decât harta pe care o știm noi acum, sau pur și simplu o înghesuie cumva într-un colțișor acolo. Nu știu, vedem. Avem și prezentare un picuț despre clasa, da, Spiritborn, adică apare acolo, da, că va face parte din noua parte din joc, din expansion, dar nu se concentrează pe clasa respectivă. Iată, avem. După cum ziceam, o prezintă și clasa respectivă, dacă e normal, doar că nu se concentrează pe clasa respectivă. Ia uite, în sfârșit se întorc mercenarii, da? Pentru cei care au jucat Diablo 3 sau poate chiar Diablo 2, se întorc mercenarii, aghiotanții aia pe care îi poți lua după tine. Sper să rămână în continuare și peturile, da? Să nu dispară. De fapt, stai, că n-au cum să dispară de moment ce au introdus chiar vreo câteva noi împreună cu clasa asta nouă, da? Dacă dai pre-purchase la pre-order, pardon, la noua misiune, la DLC, primești ceva pet, deci e clar că nu dispar. Și atunci, în plus, vor fi mercenarii care, dar nu știu cât de mult vor ajuta, probabil o să aflăm. So help is offered. A, uite, ăla era mercenar, nu? Ok, poate chiar ne ajută la ceva. New Endgame Activity. Bun, eu nu am fost încântat de Infernal Hordes, adică mi se pare la ora actuală cea mai rapidă metodă de leveling, odată ce ajungi așa pe la level 30-40, depinde de clasă probabil, da? În momentul în care poți trece de pe tier 2 pe tier 3, mi se pare cea mai rapidă metodă de leveling și da, poate și activitatea asta o să fie una care o să ajute. Mi s-a părut o îmbunătățire adusă jocului. Și na, până la urmă, orice chestie de co-op în plus, binevenită, că jocul suferă. Și ia uite pe băiatul. Mephisto. Child of my child. Practic Nerel e nepoata lui Mephisto cumva, nu? Vreau să zic asta. Deliver US from evil. Deliver us.
Am văzut că lumea s-a plâns de muzică. Bă, într-adevăr, poate nu se potrivește foarte mult pe ceea ce știam ca muzică Diablo până acum. Dar nu mi se pare nici neapărat foarte rea, sincer. Adică e... Nu știu. Ca în orice chestie, până la urmă, părerile sunt împărțite. Ce avem aici? Plasget. Ah, dacă vai... Dacă dai pre-purchase la Ultimate Edition, primești o lună gratis de Game Pass. Mulțumesc, am. Bun, cam așa a arătat. Dar după cum ziceam, sper să vină acel endgame co-op activity, sper să fie o chestie foarte faină. Na, după cum ziceam, Infernal Hordes mi s-a părut ok. Ce nu m-a încântat foarte tare e drop rate-ul. Dar bine, poate într-un fel are logică. Drop rate-ul la miticele unice mi s-a părut foarte, foarte jos. Adică am avut în co-op, am făcut pe puțin 30 de boși într-o noapte, uber boși, de aia n-a picat nimic. Efectiv nimic. Singurele chestii care au picat au picat niște unice de alea care oricum picau și în alte locuri. Dar... Na, în fine. Bun. Haideți să revedem trailerul cap-coadă fără intervenții din partea mea și revenim după aceea. Ne reauzim la final. I saw my corpse and from my mouth crawled hatred. I'm looking for my friend Nayrel. Somewhere out there. The heretic Nayrel has fled holy judgment. Where is the girl? Rise up your greed, it's your son and your daughter. When there's blood in the water. Narius's death cracked the foundation of our faith. The Orivar's actions tore those cracks asunder. Help is needed, so help is offered. What's your alibi? What's your alibi? What you gonna do when there's blood in the water? When there's blood in the water? We'll never get free, lamb to the slaughter. Child of my child, I will give you the violence you long for. Cam asta a fost trailerul, sper că v-a ajutat acest episod, da? Clipul respectiv, trailerul respectiv nici măcar nu este listat, poate fi văzut dacă ai direct link-ul la el, dar nu este listat pe YouTube, are vreo 1000 și un pic de vizualizări, deși a fost lansat de vreo câteva zile bune, așa că sper să vă ajute pe unii dintre voi cei care mă urmăriți, dar nu urmăriți cumva conținutul strict din Diablo de acolo. Și ați aflat o chestie nouă, nu știu, poate unii dintre voi chiar vă hotărâți să cumpărați jocul după ce vedeți chestia asta. Jocul e destul de fain la ora actuală, comparativ cu atunci când a fost lansat anul trecut, are parte de multe îmbunătățiri, e jucabil. Mie mi-a plăcut de la început faptul că au revenit la grafica aia specifică primelor două versiuni, da? Diablo 3 a fost așa un pic mai cartuniș, dar chiar îmi place cum arată. Deci, na. Vedem acum cum o să fie și cu nou sistem de leveling, până la level 60, parcă urci cu level normal sau ceva de genul, după aia Paragon Points vreo 300, cumva e o îmbunătățire, ai posibilitatea să accesezi mai multe skill-uri și așa mai departe. Pare să fie ce trebuie până acum. Vedem concret când se lansează pe 8 octombrie, băiatul vostru o să fie aici cu conținut din Diablo.
Cam asta a fost. Vreau să mulțumesc în mod special celor care sunt membri ai canalului și mă susțin inclusiv financiar în toată povestea asta. Pace vouă, dar și celorlalți, nu contează în ce fel mă susțineți, like, subscribe, whatever, ce considerați voi, un comentariu acolo, absolut toate astea ajută, orice interacțiune pe care o aveți cu conținutul pe care îl public eu ajută să fie cât mai vizibil pentru alții. De asta vă rog să lăsați un like acolo dacă vi se pare ok, un comentariu și așa mai departe. Până data viitoare, aveți grijă de fizicul vostru, meseriaș, iubiți-vă mulți! Numai bine, salutări!